Într-un meci în care a menajat titularii din ultimele partide, Poli Timișoara s-a impus în fața celor de la Phoenix Buziaș cu scorul de 3-1, avantaj stabilit încă înainte de pauză. Acesta a fost ultimul meci înaintea unui examen important, cel cu Ghiroda, din semifinalele barajului de promovare. Asta îmi doream să văd, entuziasm, încredere, pentru că băieții erau într-adevăr foarte tineri, foarte mulți dintre ei. Nu am avut și debutul lui Andres Bologa, vreau să-l amintesc pentru că e jucător 2008 și a fost titular. L-aș mai fi lăsat în teren, dar au avut o problemă la pauză. Sunt mulțumit, azi chiar a fost un meci în care am stat liniștit, nu m-am agitat foarte tare pentru că băieții chiar au jucat foarte bine. Îi felicit pe această cale. Da, culmea a fost duelurile cu Buziașul, abordate cu un primul 11, să zicem, de bază. Acum tinerii s-au descurcat bine și ei erau cumva intrați în rotație. Bineînțeles, e ultimul meci, e fără miză, cu totul altceva, dar noi am fost serioși și am tratat meciul foarte serios. Am mai zis-o, un prim obiectiv este atins. Mă bucur mult că mai mulți jucători tineri și-au făcut loc în angrenajul primei echipe. Cumva, când zic că ne-am adus obiectivele, și asta era unul din obiectivele noastre, să încercăm să aducem cât mai mulți jucători proveniți din Academie, să-i aducem și către echipa mare. Cumva fiecare încearcă să-și găsească locul. E foarte important ca ei să înțeleagă că încredere li se dă, dar trebuie să muncească foarte mult. Astăzi au făcut o partidă foarte bună și suntem foarte, foarte bucuroși de cum au tratat jocul. Pentru că, într-adevăr, era un risc la final de, așa zis, sezon să nu abordeze poate cu cea mai ridicată capacitate de a ridica nivelul unui meci. Oficialii timișoreni au anunțat că biletele la tribuna 1 a stadionului Electrica sunt preterminate pentru prima manșă a barajului cu Ghiroda, care va avea loc miercuri de la ora 18.